Suntem în fața unei capodopere, acest sarcofag albastru de Horia Damian, despre care Salvador Dalí a spus: Damian, celălalt erou al României, alături de Brâncuș. Este vorba de un prodigiu extraordinar. Acum începe viitorul lui Damian, iar românii pentru prima dată au început să se trezească, interesul lor a fost trezit pentru prima dată într-un mod cu adevărat remarcabil, trebuie să spun, după ecourile pe care le-am, cu expoziția de centenarul lui Damian, pe care am făcut-o în februarie la Biblioteca Academiei Române, prefațată de președintele Academiei, care spune că e unul dintre cei mai mari artiști români de toate timpurile și cum și-a asumat arhetipurile artei universale, transcriindu-le într-un limbaj propriu inegalabil. Cine e Horia Damian? Mulți români au auzit de el, dar cunosc partea de început a creației lui, care la vârsta de numai 14 ani era un artist capabil să facă lucrări de nivelul unui Lucian, unui Andreescu pe care l-adora, unui Petrașcu. Și unul dintre pictorii importanți, foarte importanți a epocii, Steriadi, l-a cunoscut întâmplător din adolescența lui Damian și l-a urmărit încurajându-l tot timpul. S-a înscris la arhitectură și la drept, dar nu a terminat aceste studii, pentru că în 46, cu bursa obținută de Steriadi, pleacă la Paris. Era deja între maestrii picturii românești. Noi abia acum începem să înțelegem viitorul lui Damian, acum începe, pentru că el a dus o luptă teribilă în viața lui, de mare solitar, alături de care am fost 40 de ani, făcându-i toate marile expoziții din inițiativa mea în cele mai mari muzee ale lumii, de la Guggenheim de New York, la Grand Palais la Paris sau la Musée National d'Art Moderne și așa mai departe, la Biennale de la San Paolo, de exemplu la Veneția, sau la Documenta de la Kassel, unde am expus această capodoperă, de exemplu, care a fost în centrul atenției. În 1951, Damian trăiește revelația pe care Brâncuș a avut-o în 1907. Îi trebuia propriul lui limbaj. Și uite, cerul înstelat e fondat pe punct. Ulterior, în 51, în 52-53, cercul. După care va ajunge de la punct și cerc la sferă, făcând această colină acoperită de 300.000 de sfere, care răsfrâng lumina înmulțindu-o la infinit. Damian a fost un mare solitar în luptă cu arta din timpul lui. Ce era arta? În primul era abstracțiune lirică, a participat și el în cerul înstelate sublime făcute. Totuși, în anii 60, cum am arătat deja, limbajul se constituie din 51, dar în anii 60 încep lucrările monumentale, care duc la această capodoperă și la altele. Și ele au surprins pe toată lumea, bineînțeles. Numai că epoca era legată, în primul rând, de pop art și de nouveau realism la Paris. Ce înseamnă asta? Manipularea nesfârșită a obiectului. Ori Damian era legat de spiritualitate și nu de manipularea obiectelor. Și atunci s-a referit la marile expresii ale sufletului uman din toate timpurile, din antichitatea străveche până la Renaștere și așa. Și astea care sunt? Sunt, le avem aici, poarta, coloana. Ce este ea? Este relația dintre pământ și cer. Și tocmai relația dintre cunoscut și necunoscut, între viață și moarte, între noi și Domnul Creator. Și asta e aici. Vorbim de sarcofag. De ce a făcut sarcofage? De ce au inventat egiptenii sarcofagul? Pentru motivul simplu, că faraonul credea că fiind
îmbălsămat și așezat în sarcofag, care era introdus în piramidă, acolo se petrecea metamorfoza care putea să-l ridice în vârful piramidei și să fie și el exact ca zeul nemuritor. Iluzie, bineînțeles, iar piramida lui Damian ne arată foarte clar un lucru, că partea superioară a piramidei lipsește, pentru că oricum n-ar fi avut acces acolo. Sunt două zone, două sfere ale creației lui Damian pe care le-am spus acolo. Cerul înstelat, nu acela liric și, cum să spun, agitat cum era sau foarte bine structurat în asta, dar nu geometric, într-o libertate formidabilă. Această expoziție din 88 am expus aceste geometrii cosmice, cosmogoniile lui Damian, după cum se vede, precum și sarcofagul care în 2 ani după aceea avea să fie expus de mine la Documenta nouă de la Kassel, mare expoziție internațională, unde, atenție, nu era un artist cu o lucrare printre alții. I-au consacrat un mic pavilion ultra frecventat în care acest sarcofag și celălalt roz pe care l-am expus, după cum spuneam mai înainte, în februarie la Academia Română, erau un mare centru. Se întreba lumea cum se poate din lucruri atât de simple să iasă atâta magie și încântare.